Fostul ministru al sănătății Andrei Usate a fost transferat în spitalul penitenciarul numărul 16. Informația a fost confirmată de procurorul Dorin Compan, care a adăugat că procurorii vor cere judecătoriei Buiucani prelungirea mandatului de arest al acestuia pe o perioadă de încă 30 de zile, scrie portalul esanatate.md. Între timp, instanța a prelungit mandatul de arest pentru directorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și pe al directorului Centrului Republican de Diagnosticare Medicală. Alexandru Coman va fi în arest la domiciliu timp de 20 de zile după ce i a expirat termenul de arest în izolator, iar Andrei Testemițanu, 15 zile. Toți cei trei responsabili din sănătate au nevoie de îngrijiri medicale și au fost plasați în spital. Ei sunt vizați în dosarul licitațiilor trucate în sistemul medical investigat de Procurorii Anticorupție. Acum două săptămâni, ofițerii anticorupție au arestat 16 responsabili din domeniul sănătății, printre ei directorul de spitale și funcționari publici. Aceștia sunt învinuiți de trucarea licitațiilor publice organizate în sectorul medical. Numele a 10 dintre ei, instanța a emis mandat de arest preventiv, în timp ce alți 6 sunt cercetați în arest la domiciliu.